Noi declarații cu privire la diploma Veronicăi Drăgălin. Președintele Comisiei Juridice Numiri și Imunități a Parlamentului, Iulesia Stamate, a spus că trebuie studiată legislația și regulamentele pentru a se vedea exact dacă echivalarea actului era necesară la etapa concursului, ca să nu existe niciun fel de suspiciuni. Stamate a vorbit despre asta în cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV. Președinta Comisiei Juridice Numiri și Imunități a Parlamentului, Iulesia Stamate, a comentat situația cu echivalarea diplomei americane a șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin. Dacă este echivalarea și echivalarea respectivă, eu nu am văzut-o, este suficientă, atunci nu cred că este cazul să mai facă anumite cercetări suplimentare. Este echivalare. Acum, evident, întrebarea este dacă acea echivalare era necesară la etapa concursului. Și trebuie de văzut dacă există undeva reglementat în lege sau în regulamentul de concurs al CSP că diploma obținută în străinătate este obligatoriu de a fi echivalată. Dacă o asemenea reglementare se conține, atunci este o întrebare. Dar dacă o asemenea reglementare nu se conține, atunci diploma a fost echivalată după concurs, deci respectiv... Potrivit legii cu privire la procuratură, poate candida la funcția de procuror sau procuror șef persoana care are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaștere și echivalarea actelor de studii și calificărilor. Problema conformității diplomei americane a Veronicăi Drăgălin și momentului echivalării acesteia a apărut săptămâna trecută după apariția în spațiul public a unei opinii separate a trei membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, care au considerat că Drăgălin nu putea candida la funcția de șef a Procuraturii Anticorupție. Potrivit lor, Drăgălin și-a făcut studiile la chimie, biologie și deține doar un master în drept, în timp ce legislația moldovenească solicită o licență în drept pentru a fi numit procuror șef la APA. Ulterior, un alt membru al Consiliului Superior al Procurorilor, Andrei Cebotari, a scris pe Facebook că cei trei colegi ai săi și-au depășit în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege. Ministerul Educației și Cercetării a confirmat că diploma din SUA deținută de Veronica Drăgălin a fost echivalată după ce șefa PA a fost numită în funcție, dar nu până la depunerea dosarului de participare la concursul pentru ocuparea acestui post. După ce acest subiect a început să fie discutat activ, ministra Justiției Veronica Mihailov-Moraru, într-un interviu pentru Europa Liberă, a spus că actele de studii ale lui Drăgălin vor fi verificate suplimentar. Totodată, șefa Ministerului Justiției a precizat că nu a văzut diplomele Veronicăi Drăgălin, deoarece la acel moment nu deținea funcția de ministru și nu a participat la organizarea concursului. La rândul său, șefa Procuraturii Anticorupție, comentând opiniile exprimate în spațiul public, a declarat că are toată pregătirea, diplomele academice și experiența profesională necesare pentru a ocupa funcția respectivă. Sunt sigură că cei care mă atacă în ultimele luni nu vor fi satisfăcuți cu aceste explicații, dar sper foarte mult că cetățenii care nu cunosc un sistem străin, dar vor să se informeze și documenteze de la surse de încredere, vor privi această informație ca una utilă, a menționat Veronica Drăgălin. Amintim că aceasta a fost numită în funcția de șefă a Procuraturii Anticorupție în data de 15 iunie 2022 pentru un mandat de 5 ani, în urma unui concurs public.